temperaturi ridicate în capitală, iar vestitorii primăverii, motocicliștii, și-au scos cai putere din garaje. Trebuie să știm însă că la început de sezon riscurile sunt extrem de ridicate. Cea mai mare problemă e lipsa aderenței. Asta se întâmplă din cauza frigului, anvelopele se încălzesc mult mai greu. La prima tură verifică motocicleta să fie ok din punct de vedere tehnic. Cred că fiecare trebuie să-și vadă de banda lui, să semnalizeze, să se uite în oglinzi. Reguli valabile și pentru motocicliști, și pentru șoferi, și pentru bicicliști, și așa mai departe. Puțin peste 10 grade arată termometrele din capitală, deci vreme numai bună de ieșit la plimbare. Ne bucurăm de temperatură, ne bucurăm de motociclete. Motocicliștii spun că viața pe două roți îți dă un sentiment aparte. Mers un grup, mai ales atunci când mergi cu frații tăi, e cu totul alt sentiment, știind că este cineva care poate să te protejeze la fiecare kilometru parcurs. În perioada asta trebuie să fim atenți, în primul rând, la șoferi. Primele luni din sezon reprezintă pentru șoferi și motocicliști o perioadă de reacomodare cu traficul. Conducătorii de autovehicule nu sunt obișnuiți încă să vadă în trafic motocicletele, nu apreciază corect distanța la care acestea se află și nici viteza lor de deplasare sau efectiv nu le observă. Cel mai multe dintre accidentele rutiere s-au produs atunci când motocicliștii au rulat cu viteză superioară. Pentru acești motocicliști care își doresc să ducă motociclismul puțin mai la extrem, aș recomanda totuși să nu încerce acest lucru pe drumurile publice. Ar putea să meargă într-un poligon special amenajat